Așadar, spuneam că ramele stau așa frumos, așa stăteau tot timpul și eu lăsam rama clăditoare sau rama oarului, mai zicem noi într-un limbaj, da. Undeva la marginea cuibului, a doua sau penultima, ultima sau penultima în sfârșit. Dar, mie mi s-a întâmplat foarte des, chiar primăvara când băgam rama, foaia la clădit, matca, mai ales atunci la o familie mai puternică, îndată îmi troia și un buchet de celule de trântoare. Îmi strica rama, cum spunem noi într-un limbaj. Deci eu aș fi vrut să am rame numai de astea. Deci doream să am rame numai de astea, uniforme numai pentru albine. Da. Ei, când mă strica așa, așa de supărat eram pe chestia asta, eu nu vă povestesc. Ca și dumneavoastră, de fapt. Însă, supărat eu pe treaba asta, că tot îmi stricau ramele, supărat și pe faptul că varoza mă ataca foarte mult și știind că rama oarbă este cea cu care mai țineam eu un echilibru cât de cât și colectam aici varoa, așa, bucur, încântat de treaba asta că o aveam ca descoperită, am mai sesizat de asemenea că celulele pe care le construia albina erau celule pentru trântori pe margine de regulă, că preferă zona mai răcoroasă de trântori. Și atunci mi-am spus, oare ce să fac eu ca să pot, la un moment dat, să fiu margine pentru toate ramele? Și margine pentru toate ramele, a apărut ideea asta, să construiesc această grilă din partea laterală a ramei, da? Din partea laterală, puse unul lângă altul. Ca și să fac un lucru extraordinar de interesant. Tot așa două rame când stau aici, puse una lângă alta, spațiul dintre două rame. Deci exact spațiul dintre două rame este acum prelungit prin fanta asta. Este perfect asta. Și atunci am construit grila asta, am pus-o a 13-a ramă și atunci astea 12 rame am făcut un pătrat acum. Astea 12 rame le-am întors. L-am băgat în pat cald. Și le-am băgat în pat cald sau dacă poate să fie și 40 dacă aici am rampă de zbor. Ei bine, eu am rampă de zbor ca să numai cât întorc stupul. Da, da. Așa. Pentru că toată povestea asta înseamnă că în clipa de față, după, haideți să le punem pe toate, ramele acestea care erau 12. Să se pună din partea cealaltă. Nu, atâta. 12. Ei, iar rama oarbă, rama creditoare, este acum margine pentru toate ramele. Este extraordinar. De oriunde s-ar afla matca, oriunde s-ar afla, ia stă ca o ofertă generoasă în spatele, prin grila, matca nu are nicio jenă. Merge atât de perfect încă, cum să spun, de mai multe ori pe zi accesează rama asta. Da, dar în condițiile în care e familia puternică și ajunge ca să plădească acolo. Exact. Dar cum ajung acolo? Acum mi-a spus întrebarea. Eu trebuie să vă și răspund acum. La toate întrebările acestea, știți, mă ajută. Altfel, bagi la clădit aici. O bagi degeaba. Riști să ți le strice pe astea, să duc acolo să clădească. Și mai nimeni să duc acolo. Nu se duce nimeni. Haideți să vă spun. Cum iernăm în acest... Iernăm așa. Deci, după acesta este gândit să putem ierna două familii. Aveți două fante de... Da. Deci, aceste două... Faptul că iernesc două familii, împachetarea e rezolvată. 6 rame, 6 rame, apicultorii știu. Pe 6 rame cuibul sunt perfect. Foarte... Familie puternică. Familie puternică și în stânga și în dreapta. Și acum cred că vă căpătați răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Deci, acesta este fundul antivaroa, practicat în apicultură. Știu de toată lumea. Însă, lui îi vă da o dublă utilitate, că îl voi transforma și în culegător de polen. Da, colectorul de polen interior. Da. La intrare aici... Oricum, chiar dacă îl lași liber, să pierde polenul pe acolo. Da, la intrare, sigur.
chiar fără să mai intervin eu, o parte din polen se pierde, pentru că albina, mergând pe aici, scapă piciorușul și mai pierde din el. Ați văzut pe fund, chiar pe fundul de lemn, și tot mai sunt grăunceare de polen. Poate mai repede asta devine colector. Dar dacă vreau să insist să am și o cantitate mai mare de polen, voi veni aici cu o chestie, în dreptul ordinișului, la un centimetru de distanță, spațiu dintre ramă și fund. Voi veni și pun o chestie, haneman. Adică? Adică. Nu. Nu. De așa. Eu gratis, din aia așa, cu două ore. Cu crate, haneman. Da. Pus la un centimetru cu două bucățele de scânduri, în dreptul ordineșului și atâta. În locul site. Da. Nu. Deasupra site. Când albina a intrat, intră în capcană și trece pe deasupra. Când este deasupra, se bărberește. Gali polenul de și de sub. Pe felul ăsta mă concentrez polenul. Ei, dragi. Acum. Haideți să-l punem. Haideți să-l punem aici. Pe timpul iernii, pe timpul iernii aici trag un cadru de polistiren ca să trezim la frunza. Hei, acesta este acum, nu? Modelul de stup, care are și rampă de zbor pentru partea asta, pentru familia de aici, și rampă de zbor pentru familia de aceasta. Suntem la iarnă acum, suntem în iarnă și iarnăm aici trei familii. Și asta de aici de spate. Pentru că cu o serie de diafragmele acestea am rezolvat toate problemele. Iată cum. Am o primă diafragmă, asta e. O primă diafragmă cu două ferestre în care am pus plasă Hahnemann. Obturez practic grila. Da? Obturez. Ca, între două familii. Ca mărcile să nu poată să treacă dintr-un compartiment în celălalt. S-au obturat în felul acesta și dacă am nevoie să încep hrănirea stimulativă acum, eu cu ramă cu miere și rama încărcată cu miere este pentru toate cele trei familii. Pentru astea două am ridicat ferestrele și le-am dat la nas acolo. Cuibul s-a făcut aici, pentru că trebuie să vă spun un lucru. Pentru iernat... Dar nu se amestecă albinele? O să vedeți în albinele. Și când începe ponta, uniformizarea mirosului se face deja prin sită. Se unifică mirosul acum. Da? Prin sită se va face uniformizarea. Feromonii celor două mărci se amestecă. Sigur că matca dominantă este cea tânără, cu feromonii mai puternici. Dar va lucra amândouă, încât până în martie, cea mai slăbuță, la sfârșitul martie, cea mai slăbuță, o iau de acolo. Las pe cea mai puternică, să vă răspund la întrebare. Dumneavoastră mi-a spus întrebarea, dacă n-am albin, n-am făcut nimic. Da. De acord sunt dumneavoastră. Așa, din două familii, și una puternică. Și una puternică am făcut. Și asta îi iau cu matcă și o duc în altă parte, rama cu matcă sau cu două, mai bag aici una, două de puieți sau la crescut, o foaie, două la crescut. Îmi dau seama foarte tare că am densitate de albin aici. Deci eu știu câtă albin am în funcție de cât a apărut încoace în fereastra asta. Ei, pentru familia din spate, am așa diafragmă, tot cu două ferestre. Una este cu plasă, pentru uniformizarea mirosului, iar asta este cu plasă Hahnemann, pentru trecerea albin. Și o pun și pe asta, aici. Dacă eu dau drumul, În timpul iernii, am ridicat-o și pe asta, să zicem că încep hrănirea. Da, asta. Ca și albina din nucleu de aici să poată adresa și să poată să ajungă la rama aceea cu hrană, iar când nu mai am terminat cu hrănirea cu rama, imediat încep cu hrănitorul. Apicultorii știu, dacă nu am întreținut foarte bine până la primul cules activitatea de ouată a mărcii, n-am făcut nimic. Scade ponta și atunci am un gol. Golul acela mă afectează foarte tare. Cu cât eu cresc foarte atent din februarie începând în astea două familii, la sfârșitul lui martie, ăsta va fi full de albină. Full și cu 10 rame de puiet. În april, trosnește de albină.
Deja umblă la celălalt atunci, cutii. Atunci ce am făcut eu? Am luat asta de aici, am luat rama cu o matcă, ăsta l-am lăsat pe o singură, pe o singură da. Matcă. Și plecăm cu el la pastoral la cules. Și am plecat cu el la cules. Am cu cine? Da. Am cu cine? Asta. Așa. Aici și ăsta s-a dezvoltat destul de bine, că pe 4 rame s-a dus și ăsta trăsnet. Acum, Stăian, care este pe 4 rame cu puiet full, se echilibrează albina pentru că circul de aici, mirosul e uniformizat și învarsă și el albina aici. Deci învarsă și el, vin cu albina ajutătoare, practic matca ajutătoare, pentru ca culesul să meargă cum trebuie și să am cât mai multă albină. Dar știți că acum, pe timpul iernii, momentul... când mărcile, vă întrerup o clipă, am folosit mulți ani, câte da? Două mărci, pe timpul iernii o matcă care e mai puțin robustă trece prin gratia Hahnemann și rămâne doar acea adevărată. Aveți perfect de dreptate, dar eu vorbesc de mărcile. Da. Având această posibilitate în stupină de crescut mărci echivalente ca valoare, ca și performanță, da, aproximativ egale, încât să nu scadă până acolo încât să treacă prin plasa Hahnemann. Când se mai întâmplă și accidente, așa se întâmplă de 30-40% cam așa, spre jumătate de stupină. Să ne înțelegem. În fiecare iară mi s-a întâmplat așa. Să ne înțelegem. Dar rămâne o matcă dominantă, 100% dominantă și adevărată, care întreține toată familia. Haideți să zicem, facem și o selecție cât de cât naturală, dacă vreți. Da, da, obligatoriu. Care nu-i de aici de acolo, dacă vrem să facem selecția în perspectivă. Performanțele sunt imense. Așa, da, colectarea de miere și tot ce vrem. Da. În momentul ăsta. Ei bine, în condițiile în care albina s-a aglomerat destul, intră frigul roitului, începe cu creșterea trântorilor. Eu aici sunt cu oferta maximă, generoasă. Este atac puternic aici, la 2-3 zile mi-o crește. Vă credeți mă, că n-am avut experiență. La 3 zile mi-o crește, așa e de nebunită. Da, 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 da. Ea nu are nicio altă șansă în rest și atunci mă crește. Eu colectez la 3 zile, mă colectez ceară. Este spațiu gol care ceară, rămâne. Da, da, da. Din toată spațiu. Și acolo se mobilizează. Exact. Da. Tot albinatelor acolo se duce și Exact. Este mai până. Și eu nu deranjez deloc familia, pur și simplu numai acum, astăzi. Haideți să intrăm și la partea cealaltă cu tratamentul cu fumigațiile. Așa. Câte picături, de pildă, suntem 3 cuiburi aici, o ladă imensă, cum împărțim de 4 sau 5 picături de varachet pentru 3 familii? Pe fund. Pe spațiu. Pur și simplu? Fund, pe fund, am pus. Și comunic. Deci la volumul de plasă. Și folie deasupra. Și folie deasupra totul. Este trăsnet. Și așa este chestia rezolvată. Da. M-ați dezarmat. Bun. Am mai învățat și eu. 30 de stiu. Varajet n-ați luat? Am luat. Doar cu clasic. Și ce e mai bun? Nu, merg cu clasic. Varujetul este un aparat pe care îl folosim pentru că o limba aceea, când fumă pe acolo. La 100%. Dar să vă spun ce mi se întâmplă. Am făcut varujet. Eu tot la metodă clasică am... Băgam aici, așa, obturam că se poate. Pe lângă el tot, albina torcea fumul. Dacă e puternic sulbul, face ventilația, îți dă tot fumul. Atât ai de... Până nu închizuri de niciun mai făcut. Și așa că... Da, da, da. Deci, toate chestia nu era... Stai acolo un sfert de oră să se... Vă 5 minute. Da. Depinde că, da. Nu, dar dacă aveați mai jos o gaură ceva și o fundați după aia. Păi nu, că are sită nelucă. Păi sită, nu! Nu. Altceva în afară de urdiniși. Altceva. Am înțeles, dar eu folosesc ce am... Și băgați, da. O găurică și la mă... Cu cât orificii mai mult și mai etași, cu atât se aruncă fumul mai repede. Cu tiraj face pe acolo, știți cum se dă așa? Mare mersi-l de înapoi. Mare mersi-l lași așa. Aripioară lângă aripioară. Mare, cu dinișul și bagi fumul. Ajunge sus. Eu vă zic că... încă ceva. Eu tratamentul cu varachet îl mai fac acolo unde am nevoie. Că până acum, neavând controlul cu rama oarbă perfect, luam de la un cap la cealaltă toată familia. Are sau nu nevoie, dă-i cu... Și când i-ai dat câte un varachet în cap mărcii, numai nu-i trebuie. Dar neavând altă soluție, neavând controlul acela, și atunci rama oarbă îmi spune de pe vară, am cercetat. Și spune, asta nu are infestare. Zero. Îi fac toamna târziu un singur tratament, când nu mai am caturile, că doar nu mai am mierea aici. Da. În cat am magazia de miere și atunci problema este rezolvată. Și e și cuibul mai restrâns să faci facilitățile cu buzunerele ăsta. Haideți să ne închipuim acum că am plecat în producție, da? V-am povestit pierdat. Ei, ce fac în momentul de față? Îi punem catul, dar eu lucrez cu folie și pentru perioada când nopțile sunt mai reci, primăvara, acum și pentru ce,
Am folia pusă peste tot. Folosim gratis Hahnemann? Folosim gratis Hahnemann? Nu folosesc. Magazin și pui. Nu folosesc pentru condens. Deloc. Condens nu face cu folie? Deloc. Vedeți în filme mele. V-am arătat în filme. Așa emoții am avut eu și eu. Dar tot așa emoții, vă dați seama. Dar eu am riscat de fiecare, așa am zis, domnule. Se scoate tava după fund. Acolo se scurge. Așa. Nu mai face condens. Ia să vedem ce fac. Punem asta. Punem cap. În tavă a zis că pune polistiren. Ceea ce e ideal, pentru că nu se pierde temperatura de jos. Așa. Da. Nu se pierde temperatura de jos. Sigur că da. Așa. Acum am pus catul. Ramele de cat 3 sferturi. Uh-huh. Ramele astea îmi permite să înmagazez până la 3 kg, jumătate, 4 kg de miere, cât capăcește. Și matca n-ajunge să însămânze. Iar eu pus așa, dacă faci celula lat, și pus invers. Perpendicular. Încât descurajez mașinaga avea pe usă circulă. Da. Când spune. Are mai multe obstacole de a trece sus. Și albina intră? Aceeași dimensiune. Deci albina intră, sigur. Circulă pe lângă, pe perete, pe peste tot. Dar marca nu mai este atât de încurajată să treacă sus. Pentru că, uitați-mi, și testează. Și testează oricum și nu ajunge cu fundul să sămânțeze până jos. Și fiind celula mai mare, deci mai adânc, da? Două impedimente și care... Gratis Hahnemann nu puneți, nu, pentru că o propolizează sau... O stupă cu ceară de care cules puternic și nu mai are posibilitatea să trecă altul. N-am folosit. Trebuie să vă spun, dacă n-am folosit, n-am folosit. Așa se întâmplă. Și punând doamele invers, mi-am rezolvat treaba. Matca nu mai ajunge și cules-o puternic, albina vine și bagă aici întâi. Da, jos e ocupat tot cu puiet. Am spus că am 10-12 rame de puiet acolo. E treabă serioasă. Și... Aici este o altă minune. Ia să vedem care aici din ălea două corpuri. Ia să vedem din două parții, asta și cu asta la altă. Așa. Dă-mi voi stă aici. Iar aici aici, așa, și acum, fiindcă același capac vreau să-l folosesc și pe timpul verii, atunci un alt nucleu. Aici eram eu nedumerit. Aici un alt nucleu. Da. Eu cu gândul să-l folosesc capacul și alt nucleu aici. N-ați fixat bine. Da. Gata. Se fixează perfect. Nu mai bate ploaie, nu nimic. Aici e cu un holșurb prinde capac de catul ăsta, altul ca să fie, să fie un tot, etanș. Și la transport și să nu joace, în sfârșit. El stă foarte bine stă în canalul lui, știți, așa. Și toată treaba este cât se poate de... O întrebare vă pun. Problema nucleului. Fiind în vecinătatea unui stup puternic, el trebuie să-l stimulez. Da. Da. Deci nucleul acesta este cel pe care îl tot iau deoparte și când vreau să umblu, l-am luat aici și l-am pus pentru puțin timp, 5 minute cât lucrez eu aici. Eu n-am decât să iau rama oarbă. Deci nu mă deranjez deloc familie din loc. Pentru verificare. Practic, în clipa în care eu mă duc spre familia aceasta, nu am altceva de făcut decât să iau rama oarbă și să văd ce se întâmplă. Acum apela și la niște culturiști pe timp de vară, mă întreb eu așa. Poftim? La niște culturiști. Că altfel nu știu cine ar putea să salte un stup din ăsta. Asta nu numai pe stațional. Stațional, în mare parte. Nu o faci. Și pe pavilion poți să o faci. Eu zic că merge și la transport. E cât privește tanșetatea, greutatea lor spune. Dar mai mult de 70 de kg nu poate să aibă. Îl putem proba să vedeți așa în clipa asta gol. Nu poate să lua cu mizele. 50 listele alea. Și la spatele mașinii, la remorcă, ai un sistem de la cric, l-ai pus așa și ăla ți-l ridici sus, l-ai tras pe plafon. Da, doi oameni îl duc. Cu mânere, îl duc doi oameni, nu se pune. 40 kg. 80 are, mai mult. Doi oameni. Da, doi oameni îl duc. Eu vreau să vă întreb altceva. Da. Deci în momentul când stimulez nucleul, nu există pericolul de furtișat să-l termină celălalt? Eu zic că nu, pentru că tot timpul noi aici... Eu am pățit, să știți. Debitat urdinișul. Câte am obturat urdinișul, l-a atacat. Deci noi optăm la o albină pe ăsta. La o albină, da. Deci asta rămâne surpriza pe care o am, cu rame de jumătate, nu am spațiu. Dar cum pornesc acesta? M-am tot gândit cum îl pornesc. Iată cum.
două rame de acestea legate, le bag întâi în cuibul acolo, aha, ca să-mi crească, să crească populeze, cuietul, și după când, aceea aproape de ecluzionare, când aproape de ecluzionare, te-am desfăcut și l-am dus aici. Și eu și îl ajut pe ăsta. Deci pe ăsta îl ajut, e bunul hrănitor tot timpul. Asta, că nu se perechează. Nu lucrează, erai, eroi. Da, nu se perechează matca, știți? În condițiile astea. Asta se sprijină aici. Da. Dar asta? Dar asta voi face de... Da, o taie aici și pun un prelungitor. Da, da. Știți, din tablă fac. Sau un puișor pun până la urmă. Puișorul. Puișorul. Și ala, pe aia plecat, pe de sub și gata. De, o să rezolv, sigur că da. Na, astea sunt amănunte pe care fiecare le rezolvă. Le găsești, da, în momentul de față. Soluții care se poate. Și aici de sub ce e aici, da? Aici am lăsat un spațiu. De la, da? Este lăsat la pentru aerisire. Știți, am lăsat aici o fantă ca să aerisească și asta de aici. Că îi trebuie și lui aer. Altfel îl blochez. Și în felul ăsta, și acesta este... Și Aldina, dar aici unde ce? Unde ce? Pe dincolo. Aici eram pe dezbărță aici. Da, da, da. La orizontal, da, cu două, da, cu două, deci, dar ziceați de... Ați dat un exemplu acolo, că Aldina circulă pe un canal, nu știu cum l-a sfârșit. Aaa, aia altă poveste. Aia pentru pavilion, aia? Pentru pavilion. Că n-aveam, n-am cum să scot lateral. La acolo. Ia ridicați-l puțin. Da? Aveți ceva? Nu, piciorul și ăla. Unde se le vine pe poziție, da, da, și spalcă, da, da, acolo, da, și se închide hermetic. Da. Sunt comunice. Acest model, eu cred că se va instala foarte repede, e ca o mini-uzină. Mai ales la familii, la agricultorii care încep cu 15-20 de familii acolo și stau acasă, acolo pe zonă melifera. Ai o zonă acasă. Da. Domnule, și tu o exploatezi atât de elegant, dacă ai pus totul la punct, este... Dacă au și spii de observație. Da, aici învață, pentru că sunt mai multe sisteme de exploatare, plus un roiuleț, plus un nucleu de împerechere destul de bunicel, și le face, este o mică uzină, exact cum spuneați. E foarte, e adevărat, e uzină. Vreau să mai spun, asta e numai la hobiști. De la 200 de studii din ăstea să lucrez așa. Păi aici am șansele foarte mari. Deci timpul am redus din muncă. Eu vorbesc ca multă, e multă trambalare. Nu. Iertați-mă. Înseamnă că n-ați urmărit în amănunt. Eu am ajuns la modelul acesta din nevoia de a-mi scurta timpul de lucru la fiecare asta familie. Asta vreau să văd. Da. Timpul de lucru, cât era 100% pe un an de zile, închipuiți-vă ce înseamnă toate nevoile familiei, l-am redus 80%, mi-a rămas 20% atât. Eu nu umblu deloc în familie de primăvară, când am pus catul până toamnă. Deci n-am treabă cu familia de jos. Iar dialogul meu cu familia se face numai prin matca, prin buzunarele astea. Ăla-i controlul. Ăsta-i controlul, oglindare. Deci am redus timpul, știți ce înseamnă asta? Mi-am crescut producția cu 30%. Pentru că nu deranjez familia. Aici ne deranjez familia. Totul este trebuie. Când frig, nu mai păi nu mai intră, am temperatură. Nu mai are timp. Nu mai are timp. Masculii țin în mână. Deci masculii, dacă nu îi mai lasă apară, familia ce dezvoltă, care are spațiu. Are spațiu, am și chestia asta rezolvată. Apicultorii știu, apicultorii ai spațiu. Surplusul de albină o descurajez. Surplusul de albină pleacă sus în cad. Da. Dar nici nu poate să ducă matca, să exagereze cu dezvoltarea, cu ponta. Da. Nu poate să exagereze, că n-are unde. Are 12 rame. Este limitată. Să fie sănătoasă, să ducă ele 12 rame acolo. Acolo lucrează, dacă am o matcă puternică, plus asta ajutătoare, vreau să mă credeți că am full aici. Am introdus vertical de 8 ani. Așa. Și tot mi-am băgat mâna în cuib. Tot timpul îmi bag mâna în cuib, că zic că are la capăt o ramă plină, în laterale, câte o ramă plină de miere și în dreapta și în stânga, plus că mai aduce și polen și mai... Și rămân la maxim 4 rame de puiet. Slăbuț, am zis că e slăbuț, îmi bag eu mâna în el și mai scot și polen, mai scot și capetele. Se produce o debandadă și o dezordine de... Lasă terminat! Uitați, stupii uitați, ăia au avut cea mai bună dezvoltare, cea mai bună organizare și matca, chiar dacă s-a urcat în cadă 3 sferturi, cu ramă, nu ca această lată, a însămânțat un pic în forma de cerc, în rotund, în minge, exact cum știe ea. Ea pleacă tot acolo jos, s-a împuținat cantitatea de polen, s-a dus și a blocat cu însămânțarea.
am sămânțat din Belgia. Uitați, uitați, au fost cei mai buni și cei mai productivi. Și sunt. Cum băgăm mâna în ei, cum gata. E adevărat și foarte adevărat. A stânjenit total. Dar lipsa de experiență a multora, dragostea de a umbla mereu să vedem. Știți ce a făcut în 80 când am plecat? Am cumpărat două familii și eu ca apicultor. Ce făcut șapte. Așa. Mergeam de 2-3 ori pe zi. De 2-3 pe zi. Ia să vedem un imat ca acum. S-a întâmplat. Au pasat două rame. Haideți să vă zic experiența. Tata este apicultor de când l-a făcut măsa. Bunicul, străbunicul și așa mai departe. Toți au avut stupi. Tata are stupi. E aceeași problemă. Zic, mă, tată, mai bine nu mai sta la stupi. Hai de acasă cu mine, că el dacă stă acolo și aduce la minte că acolo are ceva de... Să vadă el dacă și verifică. Nu mai pune, ai scos rama așa, o întorci, te uiți la ea, ai întors-o invers. Deja ai făcut dezordine. Sigur că și a zis, mă, tată, ce ai făcut cu rama? Însemnează-le. Și l-am pus să însemneze deasupra. O scoți așa, o te uiți și pe stânga și pe dreapta și pe cant, pune tot așa. Da. Și greșeala se mai face la organizarea cuiburilor. Când foarte. Și cum îl faci? Așa. Contează foarte mult poziționarea urdinișului. Secretul cel mare. Dar iată să vă spun acum că a scăpat de chestia. Poziționarea urdinișului de asemenea cu descărcarea rapidă albinei. Iertați-mă, dar a scăpat de problema asta. Când a pus două familii într-un, nu mai împachetați. Nu mai categorie. Deci eu la 6 rame. Ați văzut? Totul e rezolvat. Deci totul e rezolvat. Nu vă mai spun o altă problemă. Dumneavoastră în timpul în august, începând din luna lui august, așa, vă frământă să concentrați merea și să mențineți, să spunem, ritmul de ponta, să o menținem la matcă. Și pentru asta nu suntem într-o zonă foarte bună, atunci avem rame pe care avem câte o jumătate de kilogram, un sfert de kilogram, am băgat-o aici. Da, știți cât de repede o trage? Da. Într-o seară o să tras-o toată. Da. Pentru că îi dăm centimetru de cules printre grila aceea, este extra. Și atunci toate ramele vor fi goale. Da. Și eu am concentrat merea în cuib. Matca și-a menținut ritmul de ouat. Și atunci toate treburile acestea sunt, vă spun, din fiecare exemplu. Nu mai avantaj. M-am străduit. Acum iertați-mă. Cu cine am așa de vorbă? N-am găsit niciun dezavantaj. N-am găsit. Dar am vrut să-l critic. Zic, domnule, trebuie să găsesc una. În afară de greutate. Greutatea e prima. Este o problemă, să spunem. Ne facem mușchi. Dar astea care staționare. Asta e pentru staționare. Asta pentru staționare e perfect. Dar eu zic că merge și dacă ai doi băieți buni, hrăniți. Știți, asta da, am învățat o chestie. Știți ce înseamnă asta? Cam doi stupi. Nu, dar au apărut acum, ați văzut listele alea. Doi, cu vorba și la capăt, uniți. Cu sistemul ăla de... Așa, de prinde troliu. Așa, da. Așa de ușor se încarcă și se... Hai să nu se poate, nu se poate. Găsești. Da, soluții găsești. Și până la urmă, greutatea e un avantaj. Au prut sub mieri. Corect. Da. Când e greu, e bine. Tot se va intra de spate. Dar e bine așa. L-am auzit pe domnul de lângă mine, spunând dacă sunt hrăniți. Și vreau să-l întreb, a văzut vreodată cum se face selecția trântorilor? Deci când s-a intrat în frigurile roitului și au apărut, apar prima serie de mărci. Gata să ecluzioneze, începe și cu rănirea, selecționarea trântorilor. Și matca, albina, începe să selecționeze din trântorile care sunt acolo, pe cei care îi ved mai așa și îi hrănești cu lăptișor. Am făcut o chestie. Am surprins treaba asta. Acum, pe un trântor, când am văzut că îl hrănea, zic, băi, dar toată treaba asta, vai. L-am dat departe. L-am dat departe și am băgat un rebegit lângă la trompa ei. Nu a vrut să le ia tot pe ăla l-a urmărit, s-a dus după ăla. Și ești clopată la? Da. Era pe feratul. Strica mâncarea, da. Strica mâncarea pe ea. Porbă păgăște. Superbă chestia, vă spun. Probabil că îl caută, domnule. Nu, ăsta e bun, ca și femeia. Compatibilitatea, dintre... Hai că nu mă culca cu tine, da. Nu mă rebegit, de așa hai să-i dau pe pică, dacă e bun dincolo. Dar în momentul în care iese, când iese la zbor din perechiere, știți ce se întâmplă în clipa aceea? E preferatul, nu? L-acceptă și spate dacă e dat în față. 6-8 metri, dacă găsești și un lac, matca e atât de iute de nu să știi, ca săgeata. Da. Și e 70-80 se fie, cu o metră după ea. Buiesc, zumză, da. E ca toți dragii de nu se poate. Face selecția, întâi și întâi,
Boșoregii rămân mai în urmă. Forța? Da. Deasupra apei. Da. Iar îi duce, îi duce în picaj deasupra apei. Am văzut spectacol. Și întoarce odată. Spectacol. Da, domnule. Deci aveam nucleele de împerechere duse pe altă vatră. Adică să n-am discuții cu... cu nimeni, că îi afectează. Aia bătrâni nu pot frâna. Și da, pe la 4 după amiază, era prin iunie. La ora 4 scafante după amiază, tot cum ziceți dumneavoastră. Și era într-un luminici de pădure, vedeam cerul undeva așa. Așa. Și tot vedeam, băi, pica ceva de sus așa. O, bă, ce-o fi? Albină e. Când, mă, era la un perechele, dar toate odată, deci aveam 30 de nuclee acolo, 15 am văzut. Deci, dar venea numai de sus. Când se ducea în sus, nu-i vedea. Uite așa venea. Puuu, jos cu după ea. Și cred că acolo prindeau. Și dar mă duceam în locul ăla să văd unde sunt. Nu era. Da, da, e. Dar el făcea da, ca avion. Da, 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 da. După ce pac, pac, se întoarce da. În scurt, în scurt și în urmă. Și atunci dar, selecția se face. E teribilă chestia. Îi vezi numai la lumini și așa, la undeva da. Într-o lumină. Hai, știți cum? Ei stau în poieniță, stau toloniți pe iarbă așa, da, da. Pe iarbă, pe frunze așa. Și așteaptă data golanilor este da, sus, exact, așa, ca așa. Până obosește. Pe spate stau așa, fain de tot. Da. Și când mai vine și masa, mata, cupă puțin la botică așa. Așa, nu? Cu feromonii după aia din da. Perechere. Când îi alarmează, da, o lasă, o lasă să obosească. Da. O lasă și facă ea da. Rotocoalele să... Câteva așa, dar pe urmă... Se ademenească, ei stau liniștiți. Când a prins momentul, se încerc și pleacă după ea. Dar asta, de ce acceptă numai 3-4? La examenă mi-a fost asta, la da? Chestia cu împerecherea. Dacă da? Am făcut și școală, că trebuia. Așa. Am pus-o cât mai plastic, așa. Păi, dar e și normal. După ce fuge, fel... aleargă, zboară, se duce, se întoarce așa, la... zice, coboară și moare. Mulțumit. Fericit. Domn profesor, da, de cumpărat. Acum, vreau să vă spun că problema este necesar la usină acolo. Acum aștept producători. Uite, mă uit la domnul de acolo, acum, vei cu stup de chia, clasic. Ce se întâmplă? Da, apicultorul, da? Aș da comandă de 2-3. Da. Lucrezi pe o perioadă sigur, să vezi. Sigur, sigur, sigur. Păi așa mi-a zis. Că dacă nu te deprinzi cu el, după aceea ce? Cam la ce preț e? Am adresa un profesor. Păi da, e pe internet. Găsești pe internet. Internet, mă găsesc. Scutăm acolo, dar scrie pe geamul ăla, după așa, după cum vedem, le uităm peste asta care a executat-o, mi-a spus așa. Domnul profesor, la serie, la serie, deci să meargă pe bandă, în jur de 300 merge. Așa individual, deci nici cu 500 nu fac. Vă spun, zice, mi-e goală, domnule, ce mă puneți pe mine? Foarte multă, foarte v-am făcut dumneavoastră așa din pasiune și din nu știu ce, dar pasiunea asta trece peste mărți. Dar vă spun că apicultorul până la urmă preferă numai cutia. Da. Ideea și sistemul rămâne. Și poate face el toate astea de poate face el. O parte din ele, da. O parte din ele, da. Da, vă spun, tot apicultorul trebuie să intervină la... Că ăsta o face el cât o face, să iaibă pe stoc. Dar până nu face un apicultor... Nu pe stoc. Iată cum văd eu treaba. Dumneavoastră apicultor, dumneavoastră apicultor, sesizând oportunitatea, vă dați seama că nu vă trebuie decât un atelier micus cu doi băieți care să le aibă cu chestia asta. Aici e problema. Și aici vă puteți da dumneavoastră conducând asta și vă dați dumneavoastră un business foarte deștept. Da, așa foarte e. Deștept. Bun. Pentru că dumneavoastră coordonați foarte bine toată tehnologia asta. Trebuie să fiți de meserie la prelucrare. Nu trebuie. Spune, păi sunt de meserie. Eu ce v-am spus? Să dumneavoastră. Ce le costă că n-ai bă. Când se îndrește apicultorul cu tâmplarul, lucrurile sunt ok. Dar cu următoarea mențiune. Eu am registrat la OSIM, eu trebuie să fac, vă dau licența dumneavoastră și până vă apucați de treabă, eu îmi dați numai 2% cât mă gândesc eu, foarte puțin, că nu am intenția să îngreuez prețul acum. Cu treaba asta, acum, ci am intenția și interesul să se dezvolte. Da. Adică să ia foc da, ideea. Da. Am mai văzut la italieni undeva pe un site același procedeu, deci cu iernarea. Era vorba despre iernarea mai multe familii, ca să formeze ghemul da, mijloc, cum se întâmplă? În centru. Dar erau pe verticală. Păi, înțelegeți? Am înțeles. Însă, în condițiile astea, trebuia să micșorez foarte mult stupul ăsta, să fie ca o cutiuță. Da, e greu, dar aici eu văd... Mergeau pe verticală și își făceau ghemul undeva la cele 4 compartimente de iernare, undeva aici, arăta și studiat cu cameră de... Da, da, da. Cu tot.
Era interesantă și aia. Deci era, era mai mult cercetare. Se făcea cercetare doar, dar vede, nu oricine poate să, să prindă, să observe și să fie în stare să abordeze toate asemenea strâmbări. Cel mai vast, eu am testat, am lucrat cu Hahnemann și a fost cu Hahnemann excepțional. Foarte bine. Producție extraordinară. Vreau să vă spun că Hahnemann, adică cu Lada cea orizontală, nu aveam decât în primăvară, că așa iese. Nu se poate dezvolta toamna târziu dacă nu ai o deschidere foarte mare a cuibului. Și eram cu trei rame și cu și un pic. Trei rame și un pic pe o parte, trei rame și un pic pe o parte. Dar de la acele trei rame am reușit să scot 68 de kilograme pe stup. Și am făcut doar 4 mutări, atâta. Nu știu dacă au fost culturile prea grozave, dar acolo trebuia să umblu la 3 zile, la 3 zile să extrag. Să extrag, să extrag, să extrag. Da. Prima grijă erau cele cu Hahnemann, să le extrag prima dată. Și apoi, în 3 zile cât trăgeam până la 115 stup, trebuia să mă întorc iarăși la extras încă o dată. Și aveam echipă să meargă plus continuu. Da, ați anul următor. Păi, tocmai asta este, că în toamnă te sperii. Ai zis, aoleu, ce mă plin cu Lada goală după mine, cu trei rame colo, cu trei rame colo, ce mă plin cu ea, că toamna așa se întâmplă. Nu are o dezvoltare destul de bună într-o Ladă în care ai doar 10 rame. Pentru că ai uncat la cel vertical, da, se dezvoltă, se duce albina în sus, lasă loc de înfermentare, duce mierea, duce magazia. Nu are activitate. Am închis, se complică. Zici că ții glăzie degeaba. Poți împiedica mai că marca calță, nu pot împiedica. Și eu încerc să iernez acolo. Dar numai în orizontal merge foarte bine. Că mă gândeam, zic, mă, aceleași sitele are în partea aia. Da, cele pentru celălalt. Dar nu se pot închide alea. Da. Ba da, și alea se pot închide. Se pot închide, dar la cele renunți. Din data ce am terminat hrănirea și am o singură familie, asta o scot. Pentru că matca de acolo se treacă prin grilă. Să nu ajung la ramă. Dacă nu mi-ajung la ramă, n-am făcut nimic. Și lucrezi experimental jos. De aceea rămâne numai asta de bază. După părerea mea, cel mai bun. O căzut pe undeva. Nu, uite la aici. Așa. Faci ce vrei. Da. Da, asta nu e deci, între rama plăditoare și... E pătrat. Grila mea realizează pătrat. Deci cu 10 rame nu sunt mulțumit chiar. Nu. Deci etajată cu 10 rame nu dă niciun fel de satisfacție și de asemenea, dacă vrei să faci intervenție la cuib, e nenorocire. Trebuie să scoți o ramă, să o pui pe un trup de transport. Nu, e foarte foarte mult. Am confecționat în așa fel încât să am și un spațiu de o jumătate de ramă. Nu bagă. Plătește, da. Deci cu 10 rame nu îmi convine. La cu 10 rame. Cu 10 rame. Nu, asta este problema. Și fapt, dacă iei un standard, dacă mergem și luăm un standard de Ladă care este aici, va intra exact rama făcută de fabrică, de uzină, tot ce vrem, combinat. Noi ne-am confecționat rame mai multe, dar pentru comoditatea aceea, măcar să scoți un pic, să ai de unde să te miști cu rama, nu are, în ăsta nu are. Eu am făcut puțin mai mare, am legat încă 1,5 cm ca să pot... Și pun un ciocălău acolo de fixare, nu-ți trebuie cine știe dispozitiv. Loc de manevră. Da, ca să stea ramele să nu se miște. Dar nu sunt, n-am fost mulțumit chiar deloc. Dacă vreau să fac o mică intervenție în jos, în familie, în cuib, e complicat. Ce fac cu o ramă? Trebuie măcar o ramă să o scoți de acolo. Dacă vrei, ești obosit și nu ai prea multă răbdare, scoți două rame, le pui alături, ce faci? Dar cu 12 rame, cu 12 rame este, cred că, cel dintre cele mai fiate. Să ții 10 sau 11 rame? La rama... 12. De control. Loc de 12, dar rame câte? Prinsă. Da. Păi și spațiu de manevră? Spațiu de trage afară. Da, este. Că dacă o folosești pe asta, cu ce poți să iei dintr-un genunchi, dintr-un umăr de ramă, mai scumpești puțin. Scumpești un pic, e una mai îngustă un pic. Deci ți-ai un centimetru, ți-ai un... Sau folosești 11 rame și cu fixare, cu o diafragmă, mai care e mai îngustă, și cu o fixare. Deci, ăsta este modelul... Profesor Basileu sau a spus la o emisiune Viața Satului sau așa ceva? Profesor, adică matematica cu apicultura. Exact. Dar doar corpul de 12 rame. Nu, pe doi la multe etaje pe 3 sferi cu 12 rame. E cea mai bună soluție. O să iernezi în pat cald. Dar îi faci două ordine și dacă. Profesor, deci la 12 rame, 1 pe 1, merg 10 duble 3 sferturi, nu? Aici. Deci la 10 3 sferturi mai late. Groase, da. Mai late. Da. Da, 10. Îmi dă
să vă spun, crește celula mai mare, matca este descurajată că celula mai mare, toate lucrurile care nu sunt decât favoarea. Da, haideți să-l ajută pe dopăsă, dacă ce strânge... Vreți să mă uitați o dată? Nu m-am uitat, da. Hai, uitați-vă. Deci astea sunt așa, celelalte sunt... Cele din cap sunt divers ca să... Pentru că aici va trebui să intre diafragma. Și e foarte fix, este foarte fix, să știți. Dacă se mai depune și puțin propolis, niște ceară... Știți de ce? Pentru că întorci ca să-mi fie posibil să stea pe umeraș dacă întorci. Dar cred că 2-3 mm trebuia să facă mai larg. Da, puțin. Da, 2-3 mm. El tot să fie. Propolizează. Se mai da, la lipite. Tot blochează. Tot. Dar măcar să poți să desfaci. Da, dar dacă tu e la bun început... Acum se întâmplă următorul lucru. Dacă nu are loc spațiu între ei, nu are pe unii propoliza. Nu are pe unii propoliza. Stau umerii unul în altul și nu propolizează. Da, și dacă ai desfăcut... Da, trebuie să fie un spațiu să... Da, să ai de... Da. Și din pătrat întoarcem și ramai invers, dacă nu. Da. O pune și putem, mai de asta este. Da, e multifuncțional. Dar haideți să vă spun, trecem 4-3 sau parcal, o fac așa. Da, păi aveți două ordini și eu. Da, deci aici, ordini și în partea asta. Deci da, da. Deci eu mă întorc stupul. Da, da. Nu, nu discut. Da. Mini uzin. Da, profesor, mulțumim frumos, sunteți. Mulțumim. Vă ajutăm să... Și acum fac următorul. Pot să întreb, da? Da, întreb.